Întrebări directe. Verde în față. Dezbateri incitante. Cu cărțile pe față. Confruntări politice. Adevărata față. Discuții aprinse. Schimbări la față. Dialog cu cetățenii. Ieși în față. Important este să fii de față. Doamnelor și domnilor, începe Ora Adevărului cu Marius Gangan. Să rămâine, doamnelor și domnișoarelor, și bine v-am regăsit, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Ora Adevărului. Vă mărturisesc că atunci când am luat decizia să realizez o astfel de emisiune, m-am gândit în primul rând la faptul că ce înseamnă când nu suntem atenți la prevenție atunci când vorbim despre gripă, despre rujeolă, și faptul că zilele trecute am aflat că 47 de români au murit, deci la 47 a ajuns numărul românilor care au murit din cauza gripei, am spus nu se poate, trebuie să facem ceva și trebuie să fac, m-am simțit eu responsabil să realizez o emisiune în care să discutăm despre cum am putea să prevenim această tragedie, aș spune eu. Pentru că dacă continuăm în ritmul ăsta, și se pare, o să ne spună invitatul din această seară, se pare că încă mai avem vreo lună, o lună și ceva de tras cu gripa aceasta, din păcate putem să ajungem la situații foarte grave, chiar tragice, așa cum vă spuneam. Și atunci am luat decizia și am spus, nu se poate, avem noi destui medici valoroși la noi în oraș, cu care putem să stăm de vorbă și să ne învețe ce ar trebui să facem și cum ar trebui să ne păzim atunci când este vorba de gripă sau când este vorba de o altă maladie care observ că, nu știu, eu când eram copil am auzit că practic în România nu mai exista problema rujeolei și faptul că mor copii de rujeolă pentru că n-au fost vaccinați sau pentru că părinții n-au vrut să-i vaccineze din diferite cauze, că nu-i bine să-i vaccinăm, că nu face bine vaccinul, că așa și pe dincolo. Adică s-au găsit foarte multe lucruri acum. Internetul ăsta și online-ul ăsta îți dă posibilitatea să afli tot felul de informații, dar eu v-am mai atras atenția de multe ori în emisiunile mele cu mare discernământ atunci când citiți o informație. V-am rugat chiar să o verificați din 2-3 surse care nu seamănă una cu cealaltă, nu se împreunează, ca să spun așa, și pe cât posibil să încercați să aveți informația de la un specialist, pentru că altfel putem foarte ușor să cădem în capcane care, iată, ne pot duce până la pierderi de vieți omenești. Așadar, în această emisiune vom discuta despre cum ar trebui să avem grijă de sănătatea noastră în ceea ce privește gripa din această perioadă, bineînțeles, și vom vorbi, vom atinge, desigur, și problema aceasta a vaccinării antirujeolă, dar eu aș zice, în general, a vaccinării. Și vom face toate aceste lucruri, vom discuta cu un medic pe care îl cunoașteți foarte bine, pentru că este prezent aproape de fiecare dată atunci când se discută probleme legate de activitatea din Spitalul Municipal, de tot ce înseamnă parte de sănătate la noi, și este și un promotor al multor activități care au adus beneficii Spitalului Municipal prin donațiile care s-au făcut, și îl cunoașteți desigur foarte bine pe medicul Dan Cliciovan. Mulțumesc tare mult de prezență, dragă Dane, am să-ți spun Dane, pentru că ne știm așa, ca să spun, de multă vreme, mai ales pe părinții, pe părinții și pe mine de copil. Și pe tine de copil, exact, te-am știut și te apreciez foarte mult pentru tot ce faci, în primul rând în meseria care ți-ai ales-o. Vă mulțumesc. Ești unul dintre medicii cu care Lugojul se mândrește, așa cum i-am spus și directorului spitalului, lui Ervin Floroni, la fel un medic de excepție. Iată, ne mândrim și avem cu ce să ne mândrim și în acest domeniu. La Spitalul Municipal din Lugoj începem să avem, ții minte cum eram când eram noi copii și cum probabil te-ai născut și tu și ai aflat de la părinții tăi, cât de renumit era spitalul din Lugoj datorită cadrelor medicale de acolo, indiferent că erau vorba de medici, de asistente, pentru că fără unii, fără ceilalți, cam greu să faci performanță în domeniul ăsta și o știi foarte bine. Și de fiecare dată ne gândeam și ne bucuram când aflam că, uite, măi, au venit
de la Constanța să se facă bine la spitalul din Lugoj. Așa era pe vremuri. Și eu sper că nu va trece mult timp și același lucru se va întâmpla și cu actuala echipă de la Spitalul Municipal din Lugoj, care are deja un renume pentru seriozitatea și pentru modul în care desfășoară actul medical, dar eu mă aștept ca în câteva luni de zile să existe o schimbare și din punct de vedere, deja în unele secții se vede, din punct de vedere al modului în care, să spunem așa, oferă posibilități de cazare decente, ceea ce la nivelul acestor ani cam este nevoie. Ăsta este adevărul, nu putem altfel, să spunem așa. Cu toate că eu mai am, mai spun niște lucruri legate de ce înseamnă spațiile, să zicem, hoteliere din spital, respectiv toate saloanele, că acum așa se denumesc, nu? Spații hoteliere. Și e firesc să fie așa. De multe ori, și fac această precizare, de multe ori tot ce ține de curățenie, tot ce ține de spațiile și modul în care vedem că ajungem și avem acces la o toaletă, care poate, iată, în ultima vreme s-au mai reabilitat, s-au modernizat, arată bine, se face curățenie și acolo, să fiți foarte bine înțeleși, dar poate că ne simțim de multe ori și la prima vedere am criticat imediat ceea ce vedem, dar nu ne gândim că de fapt ceea ce se întâmplă și ceea ce vedem acolo nu se referă la modul în care acționează cei din spital, cei care sunt responsabili cu acest lucru, ci poate chiar datorită nouă. Pentru că nu suntem atenți, nu ne interesează, știți cum avem stilul ăsta de după noi potopul, ce să mă duc eu să șterg după mine după ce am fost într-o toaletă? Las că vine cineva care se ocupă de lucrul ăsta. Și de multe ori întâlnim astfel de aspecte care nu ne convin, dar care nu sunt datorită a ceea ce se întâmplă în spital și a activității celor din spital, ci datorită faptului că noi nu avem comportamentul necesar. Și te rog să-mi spui, Dane, dacă greșesc cu ceva. Nu greșiți cu nimic, dar ce voiam să precizez și aici. De multe ori, da, apar imagini, nu numai în legătură cu spitalul nostru, ci în legătură cu alte spitale, nici mai contează. Acum din țară. Fiecare are un telefon smart și care poate să fotografieze, și să sunt filmeze. Destule spitale degradate, din păcate, în țara noastră. Și atunci nu este greu să surprinzi imagini. Ce vreau eu să precizez? Pe fiecare secție se face curățenie. Deci nu este că nu se face curățenie, este murdar. Dacă iei probe, să spunem, de pe jos sau... Vezi că s-a făcut curățenie, femeia de serviciu a șters podelele și este un grafic de curățenie și dezinfecție, care credeți-mă că se respectă. Și cel puțin pot să spun în spitalul și în secția de ATI, că eu sunt de proveniență medic ATI, în secția ATI există grafic de curățenie. Vă pot spune cu mâna pe suflet că se respectă la oră. Normal, pentru că voi controlați la oră, acolo, categoric. Dar acel nu este numai ce vrea să facă femeia de serviciu sau infirmiera, asistenta șefă răspunde, controlează dacă acel grafic de curățenie a fost întocmit și respectat. Apoi medicii și medicul șef de secție peste asistenta șefă verifică dacă aceste lucruri sunt, fiindcă pot să vin pur și simplu și să văd mizerie pe jos și să întreb pur și simplu. Când s-a făcut curat aici? Când s-a dat cu mopul? Când s-au șters podelele? Și atunci mi se răspunde. Acum s-a întâmplat ceva de este murdar pe jos sau pur și simplu nu s-a respectat ora și atunci vinovatul va fi tras la răspundere în primul rând în cadrul secției. Și v-am spus, există o ierarhie. Odată asistenta șefă, ceilalți medici, medicul șef de secție, toți veghează asupra acestor lucruri. Corect. Dar dacă este un perete care stă să cadă, se fac nu știu câte referate pentru reparații, pentru și acelea nu se pot din multe motive. Aici toată lumea se gândește la directorul spitalului. Greșit o face, fiindcă nu de multe ori și directorul spitalului este în imposibilitatea să îți rezolve o problemă pe loc. Corect. Și el trebuie la rândul lui să ceară alte aprobări. Este o legislație care trebuie respectată. Apoi, la rândul lui, dacă vrea să facă o lucrare un pic de amploare,
durează. Deci nu există că acum, da, câți bani ai nevoie? Un miliard. Poftim un miliard, ți l-am deblocat. Aia nu înseamnă că mâine sunt gata lucrarea. Exact, se organizează licitații. Așa licitații pe SEAP, care durează. Apoi, mai vin contestații la licitațiile care exact. Și totul poate dura mult și bine. Și de aia ne întrebăm de multe ori, care nu-s capabil de 2 ani de zile să rezolve? Să rezolve, uitați de ce. Acolo, uitați de ce. Deci sub 6 luni, dacă este o lucrare mai de mare amploare, eu așa la o primă, fiindcă n-am stat niciodată să calculez cât ar dura, dar sub 6 luni eu nu văd să se rezolve. Țin minte, acum un an sau 2 ani, în 2015, s-a pus problema omologării de către Ministerul Sănătății a fiecărei secție de transfuz sau unități de transfuzie din spitalele românești. Deci fiecare trebuia încă o dată omologată de către minister. Și au venit de la Sanepid, de la DSP, adică Direcția de Sănătate toate Publică, instituțiile abilitate, toate instituțiile abilitate în fiecare spital să vadă cum se fac probele. Au fost atunci vreo două transfuzii greșite, parcă una la Craiova și una la București. Nu știu acum, nu mai țin minte în ce a constat greșeala sau dacă a fost o greșeală. Dar în urma celor scandaluri, ca să vă faceți o idee, se fac cred că milioane de transfuzii anual, din care dacă s-au greșit 2, 3, 4, 5, bun, nu că este scuzabil. Așa este. Nu absolut. Că este scuzabil să le greșești. Absolut. Dar procentul, fiindcă și acum, datorită acestei isterii, oamenii, când trebuie să punem sânge și este un om anemic, dar conștient, nu este un pacient de terapie intensivă, spun, dar nu mi se întâmplă ceva, dar nu mor. Dar ei au avut informația respectivă. Au văzut de la televizor. Zis, da. E tragedie. De și au ajuns la concluzia că dacă ajungi să ți se pună sânge, ai mare șansă ca, sau poate 50-50% șanse să îți pună grupa corectă sau să-ți facă o transfuzie greșită și să mori. Ceea ce e nu. Clar o greșeală. Nu. Deci este, vă dați seama, că numai la noi în poate lunar se fac sau am avut undeva 300-400 de transfuzii în cadrul aproximativ pe an, dar noi suntem un spital relativ mic, vă dați seama, este. La județean Timișoara, câte au poate de 10 ori mai mult și ajungem la 100 de, lejer ajungem la 100 de mii, poate chiar mult mai mult, nu pot să-i estimez deci, acum. Deci nici n-ar trebui să calculăm câte vieți au fost salvate printr-o transfuzie. Bineînțeles, iar dintre care, din păcate, că așa trebuie să spunem, din păcate, s-au greșit 3, 4, 5. Procentul nu este mare, probabil că în fiecare țară există, așa este, așa există este. Un număr de câteva transfuzii. În clinici mari se întâmplă lucrurile da, astea. Și că dacă le numărăm pe degete, suntem încă, să spunem, în regulă. Da, așa și mai vreau un lucru să spun, dragă Dane. Mai este un lucru care, ca un argument pro bono față de ce ai spus tu, faptul că într-adevăr, nu sunt probleme din punct de vedere al curățenii în mod deosebit în spitalul municipal. Este și rezultatele care au fost pe ultimii ani, cel puțin așa mi-a spus și directorul spitalului, domn dr. Floroni, atunci când vorbim despre infecțiile intraspitalicești. Da. La Lugoj n-au fost probleme cum au fost în alte părți. Am avut deci și asta noi, contează. Da, am avut au fost, și noi, dar față dar, de cum... Dar nu la nivelul la care, nu au, la nivelul în... la care au alte spitale. Și spitale mari. Spitale mari și cu, clinici, cu renume. Nume, cu renume, cu de altfel și cu și medici. Și cu fonduri de 10 sau 20 de ori mai mari. Bineînțeles, fiindcă bani de la minister, în primul rând, vin direcționați către spitalele mari. Corect. Și atunci deja este discrepanța. Exact cum la omul bogat îi mai și dai... Și la omul sărac îl ții tot așa în sărăcie, îl ții, ba mai mult, îi faci o legislație în care nu-l lași nici măcar pe el să se miște. Corect. Și atunci, mă rog, asta este deja o altă poveste. Cred că despre infecțiile nozocomiale am putea o emisiune întreagă așa vorbi este. Numai așa despre este. Infecțiile nozocomiale. Nu am vrut să ating punctul ăsta să-l spunem, pentru că este o dovadă a faptului că totuși există o curățenie foarte bine și clar, să spunem așa, responsabilizată în spitalul municipal. Și toți cei care ne urmăresc să fie liniștiți din punctul ăsta de vedere. Pentru că am mai auzit, știi, domnule, unde ai fost? Păi nu m-am dus la spitalul din Lugoj. Dar de ce nu te duci la spitalul din Lugoj? Uite, avem oameni foarte buni, doctori foarte buni.
Da, dar știi cum e acolo, ai văzut ce mizerie și... Adică a rămas chestia asta, că acolo e mizerie, da. Cum ați spus? Sunt unele, să spunem, unele saloane care sunt mai degradate. Da. Aia da. Dar aia nu înseamnă că e mizerie, da, nu este înțelege. Mizerie, adică da. Sigur că dacă vezi un perete deja da, murdar da, sau scorojit, deja se mai vede tencuiat. Dar acum încet și alea iod, cam da. Nu mai există. Încet așa se vor reface, intră sigur. În proiecte exact. de reabilitare, noi sperăm în perioada cât mai scurtă să putem vedea și anul rezultatele. Anul acesta chiar am vorbit și cu domnul primar și cu directorul spitalului și îmi spuneau că față de alți ani, anul acesta chiar că s-au dat bani să fie suficient și domnul primar îmi spunea cât și-au dorit atâta, le-au trebuit atâta le-am spus, pentru că de ce? Ca odată să tăiem coada asta, adică problema asta cu, domne, avem spațiile cum le avem și nu suntem capabili să le modernizăm puțin, să le reabilităm, hai domne să ne apucăm să le facem odată și atunci ce rămâne pe parte de aparatură și de tot, am văzut că sunt bani și pentru aparatură anul acesta și Consiliul Județean a venit cu o sumă destul de frumoasă, 500 de mii de lei, frumoasă, da. Tocmai pentru o aparatură și pentru un aparat și în emisiune de președintele Consiliului Județean, ne-a asigurat că să fim liniștiți că Spitalul Municipal va avea aparatul pe care și-l doresc și au spus că ei vor plăti din acești bani. Am înțeles că e vorba de un tomograf special care va fi. Este nevoie. Și e nevoie. Este nevoie. Absolută nevoie. Și, mai și ales mă bucur că se achiziționează. Asta e foarte important. Deci încet, încet eu zic că vom reuși. Eu zic că până la sfârșitul anului clar se va schimba complet să spunem așa, imaginea spitalului și modul cum va arăta din această perspectivă. Hai să începem să vorbim puțin despre gripă, despre subiectele emisiunii noastre. Zilele trecute, cum spuneam, am auzit că al 47-a persoană român a decedat din cauza gripei. Mai întâi explică-ne, Dane, eu când eram copil, eu n-am auzit, domnule, să se moară de gripă. Care sunt motivele pentru care astăzi, în 2018, se moare de gripă în România? Vă zic, în primul rând să facem așa o recapitulare a ceea ce înseamnă gripa. Exact. Și apoi să ajungem și la, și la întrebare. În primul rând, pentru a înțelege telespectatorii despre ce este vorba, sunt foarte, foarte multe tulpini de gripă. Există virus gripal de tip A și de tip B. Asta este o primă clasificare. Cele mai frecvente sunt cele de tip A, care au circulat până acum. Din ce am înțeles, anul acesta este un virus de tip B. Iar virusul gripal, așa la nivel de moleculă, este alcătuit din acel hialuronidaza și neuraminidaza, acel H și N, că tot le auzeam gripă H, nu știu cât, H1N1, da, da. H și erau diferite numere, H1N1 a fost una dintre tulpini. Eventual una mai agresivă exact. Dar virusul gripal ca atare, el este extrem de transmisibil pe cale aerogenă. Și atunci, și noi acum, dacă unul dintre noi este bolnav, numai faptul că stăm în față și povestim. Și povestim, putem contacta fără probleme, având în vedere că are o infecțiozitate relativ ridicată, acest virus gripal. Este considerat la nivel global ca fiind o pandemie de gripă. Dar la nivel local, și local mă refer România, la nivel național, hai să zicem local, nu este declarată încă ca fiind epidemie. Da, a spus și ministrul sănătății, deci că România nu putem vorbi de o epidemie. Nu este epidemie încă. Fiindcă epidemie de gripă înseamnă, v-am zis, cum circulă atâtea tulpine și sunt vreo 40 și ceva de N, de hialuronidază, de tipuri, și neuraminidază 60 și ceva. Deci gândiți-vă, toate combinațiile posibile, ajungem la vreo 2-3 mii de tulpini de virusuri gripale care ele tot circulă. Și în fiecare an este tot alta. Da, este tot alta. Acum, exact cum ziceam, pentru a fi declarată epidemie, trebuie ca să avem un număr de îmbolnăviri de 10 ori mai mare decât numărul estimat oricum în fiecare an, care este undeva 5-15% din populație. Deci estimăm, care oricum face gripă în fiecare an. Oricum face gripă în fiecare an. Cu diferite tulpini și de diferite De obicei moduri. Este o tulpină care circulă anual. De obicei.
Acum câțiva ani a circulat acea faimoasă H1N1, a fost și gripa porcină, ea de fapt nu era mai altfel decât era o gripă, zicea porcină, fiindcă era specifică porcilor. Exact. Și de aceea a luat gripă porcină, dar foarte bine o pot și oamenii contacta. Că de obicei cam ce este din punctul ăsta de vedere la animale nu prea se transferă la om, dar da, aici dar s-a transferat. S-a transferat. Sau gripa aviară, a fost iarăși altă isterie. De multe ori este vorba și de isterie, deci să nu, de ce să nu o spunem. Da. Sunt îmbolnăviri. Gândiți-vă, deja 10% din populație înseamnă deja 2 milioane de îmbolnăviri exact. De gripă. 2 milioane de îmbolnăviri din care au survenit 47 de decese. Acum, de ce se ajunge la deces? Exact, acum vreau să ajung și la, la întrebare. Gripa ca atare. Adică să nu creadă toată lumea că cine ia gripă, automat trebuie să și decedeze. Exact. Tocmai să vedem procentul că din 2 milioane, acum am estimat cifra de 2 milioane, poate să fie 1 milion dacă sunt 5% îmbolnăviri, care oricum deci sunt în fiecare an. Deci avem, se pare, 1 milion de îmbolnăviri în fiecare an de gripă, din care avem un număr de decese. Anul acesta am ajuns la cifra de 47. Anii trecuți, când era vestita tulpină H1N1, am trecut parcă de suta de, așa este, suta de la decese. La un moment dat era între 80 și 100 și la un moment dat am trecut. A trecut de și de suta de, de decese, de pacienți decedați. Această gripă, ea se complică, ea poate să complice. Gripa ca atare se manifestă, poate cum știm, prin febră, dureri musculare, aceste dureri musculare intense și o stare generală efectiv epuizantă. De oboseală. Da, de oboseală. Simțim că nu mai putem face nimic, suntem epuizați. Deci atunci să ne punem problema, că s-ar de gripă și nu de o răceală banală, cu alte sau, virusuri. Sau, să zicem, da. Un roșu, un gât care exact, te dă puțin gâtul. Fiindcă și... orice virus se cantonează la nivelul mucoaselor. Așa îi place virusului. Mucoase însemnând, mucoasa bucală. Și atunci de toate virusurile, inclusiv rujeola, inclusiv varicela, inclusiv, puteți să vă gândiți la multe virusuri, prima cantonare este în gât și ochi. Okay. Mucoasa, da, mucoasa de la nivelul ochilor, la nivelul pleoapelor și apare lăcrimare, uitați, apare durerile, apare... Usturime. Exact, usturim. Apar durerile de gât, exact. Și este prima cantonare a virusului, că în timp durerea de gât dispare și virusul se cantonează unde e locul, fiindcă sunt mai multe tipuri de virusuri. Unele se cantonează la nivel respirator, altele la nivel al sistemului nervos central, alte digestiv. Muscular. Da, exact. Se cantonează, în special pe mucoase. Muscular este doar un simptom. Un simptom. Da. Deci ele se cantonează unde au specificul lor. Pe când virusul gripal este un virus respirator, iar el când se complică de la starea pe care, să spunem, și simptomatologia pe care am descris-o pe scurt, complicația cea mai mare este detresa respiratorie și pneumonia consecutivă gripei, care este una extrem de severă. Noi în terapie intensivă pacientul de cele mai multe ori, de fapt de fiecare dată, ajunge în terapie intensivă fiind intubat. Problema care este? Nu rezolvăm problema doar intubând pacientul. El trebuie ventilat cu anumiți parametri pentru detresa respiratorie și ca să înțelegeți ce este detresa respiratorie, nu fiindcă pacientul... Adică, domnul doctor, să înțelegem că există o problemă care apare în funcționalitatea plămânului? Da. Nu mai lucrează plămânul cum trebuie? Ați descris așa pentru a fi pe înțelesul tuturor. Da. Exact, plămânul nu mai lucrează cum trebuie. Dar eu voiam acum mai mult sau mai în amănunt să descriu ce se întâmplă. Plămânii și locul unde au loc schimburile de gaze se face la nivelul alveolei pulmonare. Sunt așa niște mici săculeți ori din micrometric, ca să facem, nu sunt numai la microscop, sunt vizibile țesutul pulmonar. Pot fi văzute, pot fi văzute. Și acestea, la nivelul acestor, care sunt ca niște săculeți, aici se face schimbul de gaze. Pe acești săculeți, pe marginea internă, să spunem, se depune ca o peliculă de fibrină la nivelul întregului plămân și exact cum am pune acea peliculă de fibrină este o barieră între schimbul de gaze. Ca un perete care oprește transferul. Exact, un perete
ventilația mecanică are și ea o, să spunem, are o importanță enormă în, adică ajută mult în să... acest caz, da, fiindcă degeaba eu respir, noi respirăm un procent de oxigen de 21% din aerul atmosferic. Dacă punem masca de oxigen, ajungem în funcție de debitul de oxigen pe care da, îl furnizăm pacientului, maxim până la 50% dacă furnizăm peste 10 litri pe minut. La 10 litri pe minut se aude un fâsâi, deci efectiv este un debit mare. Și atunci am ajuns la 50%. Și vedem că... Și suportă plămânul chestia asta, adică poate să ducă. Da, da, nu asta este problema, că el nefiind învățat cu atât, oxigenul, oxigenul ajunge în plămân, dar nu trece în sânge acolo, pentru a ajunge la țesuturi, fiindcă de creierul, orice celulă din organism trăiește cu oxigen. Își desfășoară metabolismul în prezență de oxigen. Și atunci, dacă oxigenul nu ajunge la creier, nu ajunge la orice celulă a organismului, degeaba ajunge în plămân. Fiindcă nu adică trece... a făcut numai jumătatea de drum, cum ar fi. Chiar mai puțin. Chiar mai puțin, chiar mai puțin, da. Și atunci aici este problema. Noi furnizăm oxigen și vedem că pacientul este din ce în ce mai dispneic. Deci este un pacient cu gripă, dar el nu moare așa fiindcă a făcut febră și a murit. Nu, el moare printr-o complicație a gripei. Acum să nu vă închipuiți că orice gripă se și complică. Ca să undeva... E adevărat, domn doctor, că așa se spune din ce am citit și din documentările care le-am mai făcut și eu, că problema mare este când gripa apare la pacienți care sunt mai în vârstă și cu boli cronice, ei sau sunt, la copiii mici. Da, ei sunt până cei într-un mai an, doi, trei. Da, ei sunt cei mai susceptibili de a dezvolta complicații. Dar ajungem, da, și la momentul acela. Vreau prima dată să răspund la întrebarea cum se moare exact, de gripă. Exact. Și atunci, pacientul nu se poate ventila. Urmează, vedem că pacientul este conștient, este triaz, da? Și efectiv nu poate respira. La radiografia toracică observăm și chiar acum avem pe secție o îmbolnăvire, de fapt două îmbolnăviri și două pneumonii care sunt intubate în terapie intensivă cu virus gripal sau care există de fapt suspiciunea, nu avem încă confirmată. Ați trimis la laborator. Cu virus gripal, da. Și acum nu știm încă dacă vor spre... Pacienții noștri deocamdată se ventilează, se pare că merg spre bine. Dar ce câștigi două zile poți să pierzi într-o oră. Așa este. În reanimare. Și atunci pacientul îl vedem triaz, nu poate respira. Se intubiază, vedem că în continuare el nu se ventilează și există tot felul de modalități de ventilație specifice pentru detresa respiratorie, adică pentru prezența de lichid și a peliculei de fibrină ce există în interiorul alveolelor. Adică poate fi monitorizat foarte bine pacientul, vă dați seama cam de aceea ajunge în terapie intensivă, practic acolo este pacientul cel mai bine monitorizat și atât respirator cât și hemodinamic, restul funcțiilor vitale. Avem posibilitate inclusiv de explorări și de monitorizări invazive, chiar aici la noi, la Lugoj, foarte prin bun aparatura pe care am foarte adus-o. Frumos. Mai este un lucru care vreau să vă întreb. E o problemă faptul acesta că nefuncționarea normală a plămânilor, e adevărat că poate să ducă și la probleme în ce înseamnă funcționarea inimii, a tot ce înseamnă pulsațiile și circuitul sanguin în da, corp? Fiindcă, și... Da, fiindcă au și aici nu numai din punct de vedere, să zic, al gripei când afectează plămânul, și invers, în special inima afectează plămânul, o insuficiență cardiacă afectează plămânul, dar și invers, un BPCO, adică bronhopneumopatie cronic-obstructivă, este o boală degradantă a țesutului pulmonar apărută în 90% din cazuri în urma fumatului, dar 10% din cazuri nu numai. Și acest BPCO poate la rândul lui să afecteze cordul și apare mai ales inima dreaptă, suferă miocardul drept și inima dreaptă și apare acel cord pulmonar cronic. Deci, da, și inima afectează plămânul, dar invers, pe termen lung și invers. Acum nu intru în mecanismele bolilor respective, sigur. Dar atunci vedem de ce
un pacient cu bronhopneumopatie cronic-obstructivă, care este deja, să spunem, la limită, abia respiră, obosește, când se alege și cu un virus gripal, este dezastros. Acest virus sau această infecție virală, și nu trebuie să fie neapărat virus gripal, chiar și un virus paragripal sau o simplă răceală, nu trebuie să fie gripă, poate să-l decompenseze și din om, bine, om nu sănătos, că aș greși să spun sănătos, categoric, dar un om cu o stare generală bună, da, care cu și două zile în înainte, funcționare, adică... Da, și exact, în funcționare, merge la cumpărător, acum nu era capabil să facă un efort extraordinar, absolut, dar suficient cât să urce, coboare un etaj, exact, să meargă la cumpărături, exact, să meargă și o răceală să îl afecteze, să-l afecteze, să-l dea peste cap și în două zile să ajungă efectiv de intubat la terapie intensivă, fiind deja pacient critic cu șanse incerte de supraviețuire. Am înțeles perfect. Da. Și e foarte bine că ne-ați explicat foarte clar, pentru că sunt foarte mulți cei care poate... Că vorbeam noi și de prevenție și de ce vreau această emisiune să fie ca și o emisiune să învățăm niște lucruri. Pentru că de multe ori, așa suntem noi românii și parcă așa suntem făcuți. Dom'le, dacă vezi că ai răcit sau ai o stare care nu e confortabilă și îți curge nasul, ai dureri în gât sau ceva, spui, las că-mi trece, și de multe ori o duci pe picioare așa. Și la un moment dat ajungi într-o fază în care te pune la pat, vezi că nu mai poți nici să te ridici, exact cum ați spus dumneavoastră, începi să ai stări din acestea de situație în care nu mai poți nici să răsufli bine și să primești oxigenul necesar, și atunci intrăm în astfel de zone care pot să fie foarte dificile, cum ați spus dumneavoastră, să te trezești că într-o zi ajungi în situația în care chiar să decedeze, pentru că nu mai are capacitatea de a... Cât ați încerca poate să faceți bine. O să intrăm în publicitate, ne reîntoarcem din publicitate și continuăm dialogul nostru, ca să înțeleagă foarte bine toți cei care ne urmăresc și ce ar trebui să facem și cum ar trebui să reacționăm atunci când simțim că avem o problemă din această perspectivă. Publicitate. Doamnelor și domnilor, urmăriți Ora Adevărului cu Marius Gangan. Ne-am reîntors din publicitate într-o seară în care invitatul meu este medicul Dan Cliciovan, medic specialist ATI de la noi, de la Spitalul Municipal din Lugoj, cu care discutăm despre gripă și vom discuta și despre rujeolă și despre vaccin în principal. Deci, domnul doctor, haideți să vedem și să-i lămurim puțin pe cei care ne urmăresc. Deci, în primul rând, am înțeles de la dumneavoastră că nu trebuie să ne speriem că toți cei care fac gripă automat și au probleme și vor deceda. Deci nu este nicio legătură între una sau alta. Doi, că gripa este mai puternică și se manifestă mai puternic și poate să ajungă în situații limită atunci când e vorba de cei mai în vârstă, cei care au boli cronice sau cei care suferă de anumite afecțiuni. Cum a spus, afecțiuni de inimă, afecțiuni, eu știu, și în special de algem, pulmonare cronice. Și ei sunt și, de cele mai multe ori, sunt și sfătuiți să își facă un vaccin antigripal și antipneumococic. Ei, cum e cu vaccinul ăsta, domnul? Că mulți acum spun, domnule, nu mai ne vaccinăm, că ne facem mai mult rău. Acum, știți cum, părerile sunt împărțite. Opinia oficială este să se facă vaccin în fiecare an. Să se facă... Acum știți cum e, când eu eram copil și dumneavoastră la fel, cred că n-a fost o problemă. Veneau și ne făceam vaccinurile și nu s-a întâmplat nimic. Eu n-am auzit să moară cineva de vaccin. Nu. De vaccin nu se moare. Dar nu ni se făcea nici nouă obligatoriu vaccin antigripal. Acesta era, să spunem, opțional. Este opțional de mult timp. Da. Acum, de cele mai multe bine, ori... Bine, se făcea atunci, țin minte, antirujeolic, anti... Bun, există schema de vaccinare.
a copiilor în general. Pentru poliomielită. Da, este schema de vaccinare. Aceea care trebuie toți copiii să o facă până la 3 ani. Sunt în primul an, se fac la 2 luni, la 4 luni, la 6 luni, la 9 luni, la un an. Care este obligatoriu să se facă, să respecte. Este acum mai nou, văd că medicii de familie care se ocupă de copii întreabă dacă sunteți de acord și în spital, fiindcă asistăm la operații la cezariene, că facem anestezia și asist, și atunci colegii de la neonatologie întreabă mama, vaccinăm copilul? Deci se pare că este încă opțional. Acum se lucrează la o lege a vaccinului, să vedem ce va spune efectiv legea. Dumneavoastră, o părere a specialistului, în discuția asta de ce parte sunteți? Aici de 90% sunt de partea a se face vaccin și vă zic de ce, fiindcă acum, până la urmă, efectele adverse, care sunt și unele efecte adverse ale vaccinului. Dar care depind de structura corpului, respectiv de... Și care, iarăși, extrem de rar se manifestă. Corect. De cele mai multe ori, medicii de familie chiar atrag atenția, să nu vă speriați că poate apărea un pic de febră exact. La copil, poate apărea... O roșeață. Da, acestea sunt relativ frecvente și nu pun mari probleme. Se vorbea la un moment dat de autismul indus de către vaccinuri. Se vorbea foarte mult, până la urmă nu a fost dovedit. Așa este. Deci nu putem, iar pe de cealaltă parte, nu putem nega, fiindcă enorm de multe boli și mai ales virale sunt eradicate în acest moment datorită vaccinurilor. Corect. Corect. Ba mai mult, ca să ne dovedească sau excepția care întărește regula, prin scăderea numărului de vaccinări, fiindcă România suntem pe primul loc, întotdeauna noi, din păcate, suntem pe primul loc în ceea ce e mai rău, da. Suntem pe primul loc în Europa la rata de nevaccinare. Da. Din câte Dar asta s-a întâmplat în ultimii ani, bineînțeles, când a început această nebunie. S-a și dus o campanie relativ agresivă împotriva vaccinării. Nu știu acum cu ce... Ce resorturi au fost acolo? Da, și, nu, și cine a avut interesul cu ce, ăsta, de fapt? Cu ce dovezi, efectiv, corect, dovezi corect. Care să fie... Care Pentru să că aici susțină. E vorba de viața unor copii. De, exact. Noi ne jucăm așa. Și acum, prin scăderea numărului de vaccinări, prin scăderea dramatică a numărului de vaccinări... Vedem an de an o recrudescență a acestor cazuri. Au reapărut boli care erau considerate eradicate. Da, nici eu n-am auzit. Au reapărut s-au descoperit și s-au diagnosticat cazuri de poliomielită, care poliomielită, eu știam... În anii 60 nu mai exista de atunci. Poate un pic mai târziu, dar oricum, o boală considerată eradicată. Bun, au fost un număr de îmbolnăviri numărat pe degete, dar este doar începutul. Exact, deci exact. Nu ne putem culca pe Așa ureche... Așa e, bă, numai 2-3 cazuri, lasă 10, că dată peste poate ne trezim... În 10 ani că vor fi 2000, exact. De la 10, anul viitor o să fie 50 și vorbim, și tot vorbim așa. De o boală nu ușoară, adică să înțeleagă toată lumea. Care lasă sechele. Care lasă sechele, exact, care pe viață. Sechele, da. Acum, deci astea referindu-ne la vaccinarea obligatorie a copiilor, fiindcă este acel grafic de vaccinare. Obligatorie. Deci sunteți 90% pentru. Da. Acum, revenind la gripă și virusul gripal, aici îmi permit să nu am o părere și vă zic de ce. Sau am o părere că ar trebui vaccinați cei care sunt într-adevăr cu probleme cronice, pulmonare și cardiace. Acolo s-a dovedit a fi benefic acest vaccin antigripal. La omul sănătos, de asta nu vreau să spun nici contra, nici pro, nici contra, ce se întâmplă? Vaccinurile sunt realizate din tulpinile tot cu un an în urmă. Care au existat. Da. Exact, tot cu un an în urmă care au existat. Este posibil să te vaccinezi și totuși să contactezi boala. Dar s-a dovedit tot așa că totuși crește imunitatea, chiar dacă nu este vaccinul specific pentru tulpina respectivă, global el are ceva care crește imunitatea pentru virusul respectiv. Da, și aici vorbind de gripă. Dar cel puțin pacienții care sunt cu boli cronice și care vedem 90% sunt pacienți cu boli cronice și copii sunt cei care dezvoltă complicațiile și decedează.
Corect. Deci nu, totuși, nu oamenii, există un procent, poate un 10% sau câțiva numerați pe degete. Și am greșit dacă am spune că e important deceda. Și cei care sunt după o anumită vârstă, că ar trebui să facă. Ar fi în sprijinul lor. Acum vârsta sau bolile vin odată cu vârsta în general. Acum găsim și pacienți de 80 de ani care se pot lăuda că nu au fost prin spitale și în afară de banale răceli nu au avut mare lucru la viața lor. Dacă spus dumneavoastră, dacă îi numărăm pe degete, sunt cam puțini. Cam puțini. Bineînțeles, și în România și mai puțini decât în țările Europei de vest. Exact, este foarte adevărat. Deci, care ar fi măsurile pe care ar trebui să le luăm preventiv atunci când discutăm despre gripă? În primul rând, izolarea. Fiindcă gripa ca atare nu are un tratament specific care să-l și administrăm. Și mai este o chestiune. Nu trebuie să intrăm imediat cu antibiotice. Asta este deja, se spune și s-a spus de milioane de ori de către toți. Nu de altceva, dar nu are niciun efect, adică tu îl iei de pomană. Antibioticele sunt eficiente contra bacteriilor. Exact, și sunt cam targetate. Da, fiindcă sunt anumite bacterii și anumite antibiotice care sunt eficiente pe anumite bacterii. Okay. De exemplu, așa sună bine, linezolid, un antibiotic scump, și tare, dar scump, un antibiotic care pe tulpina lui are o eficiență maximă, dar el este strict pentru gram pozitivi. Așa că pentru bacterii gram pozitive, și aici intră streptococ, stafilococ, în special, este un antistafilococic de elecție. Deci nu-l putem, da, pentru o bacterie gram negativă, și aici poate am auzit de coli, de klebsiella, de pseudomonas, care este o bacterie agresivă, toate acestea sunt bacterii gram negative. Degeaba dau vancomicină și linezolid unor bacterii gram negative, că nu am niciun efect și pacientul poate să moară, poate să moară cu antibiotice scumpe. Zice, bă, a luat și antibiotic, dar tot s-a scumpe, curățat. Exact. Deci trebuie să... Exact așa vorbim de antibioticul dat în boli virale. Antibioticul, în afară de tetraciclină și doxiciclină, care uneori biseptolul, care au totuși o eficiență limitată, deci limitată pe virusuri, sunt antibiotice. Dar o plajă mai largă, deci sunt antibiotice care pătrund și în celulă, în general antibioticele nu pătrund în celulă, ele în sânge și în spațiile intracelulare, acestea în schimb pătrund și în celulă și de aceea are efect și asupra virusurilor, dar repet, un efect limitat. Că de aceea mai, eu vă spun cinstit, eu dacă iau vreun antibiotic la o afecțiune, eu merg pe doxiciclină, vă spun cinstit. Și n-am avut eșecuri. Deci, exact cum ați spus, probabil că este o plajă, el se duce și rezolvă atunci problemele. Da, așa. Oarecum. Și este singurul antibiotic, să spun, v-am zis, dar cu o eficiență limitată asupra virusurilor, fiindcă antibioticul ca atare nu este specific. Deci de principiu la gripă nu se iau antibiotice. Se iau antipiretice, adică să scădem febra, dacă avem dureri musculare intense, analgezice, dar paracetamolul este și antipiretic și analgezic. Adăugăm un antiinflamator, ibuprofen, putem, bineînțeles, dacă îl tolerăm și nu avem probleme gastrice, ca să e bun interfere. Și ceaiul, că zice că face este, este bun, deci este totuși tratament nespecific. Gripa are un tratament nespecific. Dacă există deja o gripă complicată, există. Adică vedem că sunt câteva zile care în continuu nu scăpăm de... Exact. Și este o gripă complicată și care vedem deja că nu trece atât de repede. Oricum, până la o săptămână putem fi într-o stare generală proastă. Dacă depășește, clar trebuie să mergem la un medic. Și atunci, chiar și mai repede, măcar ca să o ia din timp. Din timp și măcar să ne asigurăm că nu facem complicații. Corect. Fiindcă putem sta și foarte mulți pacienți au venit cu complicații, încă, ziceau, cu o zi înainte încă aveau grijă de copil, am lăsat mama sau tata să aibă grijă cu copilul. Da. Și chiar ne-a povestit cineva, doamne, că ieri a stat cu copilul și s-a jucat cu copilul, că am lăsat copilul cu mama
Și astăzi mama e intubată în terapie intensivă. Incredibil. Cu o imagine radiologică înfiorătoare, doar vârfurile pulmonare mai semănând. Deci ne înșală lucrurile astea, trebuie să fim foarte atenți. Ne înșală, fiindcă de astăzi... Și vă dați seama ce-o fi și copilul, că a stat lângă el. Ce-o... Asta voiam să scot în evidență, dar a stat... Și foarte important, izolarea. Deci nu ducem... Și copiii, pe de altă parte, ce să faci cu copilul când îl vezi cu febră dimineața sau când tușește? Deci lasă că n-are febră, exact. Lasă că îl pot trimite la grădiniță, că acum cu cine să-l las? Dar cea mai mare greșeală. Mergând la grădiniță, l-ai dus în comunitate îi îmbolnăvește pe ceilalți. Exact. Și atunci, de aici apar odată în rândul copiilor și tot așa adulții. Corect. Pe de cealaltă parte, adulții. Sunt care la locul de muncă împrăștie virusurile, mai ales dacă lucrează într-un serviciu unde se întâlnește cu oameni, cu oameni exact, și atunci și se contactează, iar virusul gripal se contactează relativ ușor. Da, față de e adevărat virus. Că așa din câte am înțeles este foarte bine când ajungem acasă sau la serviciu după ce am fost într-o zonă din aceasta unde erau foarte mulți, să ne spălăm pe mâini foarte des. Pentru că nu strică, eu am mai auzit unii care spuneau, ei, acum toată ziua să te speli pe mâini, mai trebuie să faci anticorpi, acum nu trebuie să o luăm nici așa. Nu, nici așa. Acestea deja sunt măsurile de igienă și măsurile de prevenție nespecifice. Care contează foarte mult. Nu trebuie să avem de a face cu o îmbolnăvire ca să ne spălăm pe mâini sau acum, fiindcă circulă un virus gripal, acum ne spălăm mai des. Da. Asta trebuie să o facem în general. Corect. Deja știm și fructele, că exact. Deja de mici copii, nu trebuie să avem să fiu medic ca să dau acest sfat, pur și simplu părinții spun copiilor să te speli pe mâini înainte să mănânci, să speli fructele, să speli legumele, să speli tot ce consumi. Dar domn doctor, eu vă pun o întrebare. De ce când eram noi copii, atâtea fructe am mâncat eu fără să le spăl și n-am avut să bat în lemn, n-am avut și nu m-am bolnăvit, zic, de boli grave care... afectează sănătatea în mod foarte serios din cauzele acestea. De ce a fost? A fost altă lume? Nu au fost atâtea ploi acide? N-a fost atâta... Pe de o parte putem să spunem, poate că nu a fost o recrudescență așa a îmbolnăvirilor, cum este acum în ultimii ani, dar pe de altă parte cred că nici nu am avut acces la statistici. Fiindcă și pe atunci erau pline clinicile de pediatrie și boli infecțioase cu tot felul de boli diareice. E adevărat. Dar noi nu am putut până în 1989 și abia atunci timid, mulți ani încă timid, am putut discuta aceste probleme exact cum le discutăm acum. Dar secțiile de pediatrie erau pline și întotdeauna și ba mai mult erau mai pline în trecut din câte povestesc în special colegii mai bătrâni, medici sau asistente. Corect. Care sunt deja de niște 10 de ani și au prins și perioada comunistă în deci spital. Nu este adevărată chestiunea asta, că înainte nu erau atâția. Nu, era doar, nu eram noi informați, fiindcă secțiile de pediatrie și de boli infecțioase erau pline. Și erau mult mai mulți pacienți, așa spun, erau mult mai mulți medici, erau mult mai multe paturi și erau pline. Ocupate. Aici, toate. La Lugoj și Timișoara, la rândul ei, sigur. Avea și mai multe. Dar așa a apărut institutul de boli infecțioase, nu? Sigur, de la Pădurea sigur, Verde, da. Victor Babeș. Sigur, e în regulă. Deci, domnul doctor, atenție mare la prevenție, da? Să încercăm și izolare. Foarte important. Cum puțin am simțit că începem să avem niște probleme și niște simptome care ne-ar putea duce cu gândul că avem o gripă, dar e foarte interesant, cum ați spus și dumneavoastră, trebuie să discernem foarte bine între viroză și gripă. Da, ce înseamnă o răceală obișnuită și că să intrăm în zona aceea de gripă. Dar ne-ați spus, e vorba de temperaturi ridicate, e vorba de dureri musculare. Și dureri musculare intense, care într-o viroză sunt nespecifice. Corect. Pe când în gripă, când apar durerile acelea musculare intense, și starea o stare de oboseală generală, efectiv simți că nu te poți ridica din pat. Da, exact. Atunci trebuie este o suspiciune ridicată deja de gripă. De gripă. Fiindcă tusea și expectorația sunt... Asta poate să fie sigur și din... Exact. Durerea în gât iarăși este un simptom nespecific. Exact. V-am spus, toate virusurile se cantonează la nivelul ochilor și gâtului într-o primă fază, apoi într-o a doua fază se vor
muta, să spunem, unde își exercită ele efectele. E clar. Deci, odată că nu trebuie să intrăm într-o stare din asta de prea mare agitație, că nu suntem chiar într-o situație limită, și să ne gândim că, Doamne ferește, dacă cumva, acum da, suntem ca și morți. Da. Nu. Nu, nu e chiar așa. Nu. Gândiți-vă că avem 47 de decese. Acum, ele s-ar putea să fie mai multe, dar nu cu mult mai multe, și pentru cazurile nediagnosticate. E adevărat. E adevărat. Sau acestea sunt efectiv cele, dar tot nu este un procent mare la 1 milion de îmbolnăviri. Să avem 40 și ceva de decese este un procent de 0,0. În general, spune că o gripă sau un virus gripal are undeva la 0,70-80, deci 0,8% rată de complicații. Deci de complicații, nu de deces, de complicații. Deces și mai puține. Dar acel renumit virus H1N1 de aceea era mai agresiv, fiindcă ajungea la 2 ceva. Dar și 2 procent, e totuși, da, 2 puțin, virgulă, dacă stăm să ne gândim. Este, dar ne gândim că totuși din 100 deja de oameni, 2 fac, deja fac complicații. Da. Și dacă ne gândim la 500 de îmbolnăviri în Lugoj, 10 oameni care să-ți facă complicații, da, și care asta e deja. Însă trebuie să fim liniștiți că există capacitatea și Spitalului Municipal și a ceea ce înseamnă instituțiile acestea de sănătate publică să ne scoată din astfel de situații, dintr-o gripă care, iată, poate să ducă la niște dintr-o complicații. Dintr-o gripă necomplicată, da. Deja când apar complicații și când apare acolo depresa respiratorie, acolo, într-adevăr, deja este o reală problemă, fiindcă dacă reușești să ventilezi, chiar și cu ventilație mecanică, pacientul are șanse, dar nu înseamnă neapărat că și scapă, are șanse, dar dacă nu reușești și nu reușești cu toate modurile de ventilație, nu reușești să-l ventilezi, este prognostic foarte prost și care, da, și care putem să ne așteptăm la ce e mai rău, adică decesul pacientului. Absolut, am înțeles. O să intrăm în publicitate și ne întoarcem din publicitate și ultima parte a emisiunii noastre o să discutăm și alte aspecte legate de partea asta de rujeolă și de celelalte boli, ca să spunem așa, care au fost eradicate, cum spuneați dumneavoastră, anii trecuți, nici n-am mai auzit de ele că ar exista și care, iată, au revenit în România și, la fel, cum putem, dacă putem să sunt importante vaccinurile, nu sunt importante, vreau să fim foarte clari aici ca să înțeleagă toți cei care ne urmăresc. Publicitate. Doamnelor și domnilor, urmăriți Ora Adevărului cu Marius Gangan. Ne-am reîntors din publicitate împreună cu invitatul meu din această seară, medicul Dan Cliciovan, medic specialist ATI de la Spitalul Municipal din Lugoj, pe care, așa cum v-am spus, îl cunoașteți foarte bine. Este unul dintre profesioniștii din spitalul nostru municipal și eu mă bucur de fiecare dată când am alături aici la măsuță oameni deosebiți, valori în domeniile lor și, așa cum am spus-o de fiecare dată, trebuie să dăm cezarului ce al cezarului și atunci când oamenii fac performanțe în meseria lor să-i apreciem și să înțelegem eforturile pe care le fac de pregătire, responsabilitatea cu care muncesc și nu așa cum cam se întâmplă la români, știți, când au dispărut din viață, atunci noi vorbim 3 zile, ce om mare a fost, domnule, respectiva persoană, uite, l-am pierdut, dar el a fost foarte bun. Nu, eu zic că atâta timp cât sunt în viață, să-i apreciem și să ne bucurăm de existența lor. Domnul doctor, spuneam că eu mă bucur tare mult că, știți cum e, într-o astfel de emisiune poți foarte ușor să cazi într-o extremă sau în cealaltă. Și noi am încercat să ținem, ca să spun așa, ponderată opțiunea noastră și am încercat să explicăm, și dumneavoastră ați explicat foarte bine celor care ne urmăresc, prietenilor noștri,
de fapt, care sunt riscurile mai degrabă și când trebuie să fie fiecare foarte atent atunci când vorbim de o gripă sau de o astfel de afecțiune care poate să apară în această perioadă. Se mai spune, domnul doctor, că perioadele acestea sunt, ca să spunem așa, sezoniere. Adică o gripă vedem că de obicei primăvara apare, mai sunt niște situații când mai apar toamna și înainte de iarnă și așa. Acum toți cei care vorbesc în spațiu public spun, atât specialiștii cât și cei care ne dau nouă, ca să spunem așa, opțiuni și păreri despre această gripă din acest an, că perioada în care ar putea să mai apară cazuri care să fie cu probleme ar mai fi circa o lună, o lună și jumătate de zile. E adevărat? Da, cam așa, până pe la sfârșitul lunii martie, până când se încălzește, să spunem, mai bine. Mm-hmm. Cam atât durează în general. Deci ține de fapt de răcirea vremii și de încălzirea vremii. Aici e problema. Ține apariția virusului. Sunt condițiile cele mai bune de dezvoltare. Că de obicei știți, noi am aflat întotdeauna că, domnule, să fie gerul tare ca să se omoare toți virus și toți microbii. Nu e chiar așa. Nu e chiar așa, deci. E bine, într-adevăr, dar la temperaturi extreme, fiindcă virusurile și microbii și în special bacteriile, mai ales, nu atât virusele, dar bacteriile, ele pot rezista ca și forme sporulate. Deci microbii devin forme sporulate tocmai pentru a rezista. Ele, microbii, virusurile, ele tot timpul au tot felul de mecanisme prin care încearcă să reziste atât mediului, cât și agresiunii antibioticelor. Iată de ce nu e bine să exagerăm cu antibioticele, fiindcă Mai ales România, nu mă refer la spitalul nostru, noi încă stăm bine ca și spital Lugoj, avem atâtea infecții nozocomiale, fiindcă una, două, se administrează antibiotic, se administrează și când nu trebuie și atunci, exact, virusul și mai ales bacteria respectivă devine și el imun. Are capacitatea. Exact cum omori 100, dar restul 1000 știu ce au de făcut. Și încep și secretă, la rândul lor, secretă diferite substanțe care neutralizează antibioticul. Un antibiotic, ca și orice medicament, el trebuie să se fixeze la nivelul unor receptori. El trebuie să se fixeze la nivelul receptorilor existenți pe microbii respectivi. Iar microbii respectivi au tot felul de modalități de își internalizează receptorii. Secretă tot felul de substanțe care să împiedice acțiunea antibioticelor. Deci așa sunt de fapt ele, o uzină întreagă. Bineînțeles, nu se lasă omorâți atât de ușor. Și atunci avem și este o problemă deja de sănătate publică mondială, dar cu atât mai mult în România, cu cât rezistențele noastre la antibiotice sunt unele, ca să le spunem așa, mai într-un mod mai profan, urâte. Deci avem niște rezistențe urâte la antibiotice. Vedem foarte multe antibiograme, repet, nu la noi în spital, dar la spitale universitare, unde se lucrează și mai mult, unde, aici avantajul nostru, nu avem un flux atât de mare de pacienți și de pacienți critici și atunci, și în secția noastră de terapie intensivă, de aici de la Lugoj, veșnic avem un salon pe care putem să mai mutăm pacienții acum. Sterilizăm pur și simplu salonul 4, mâine sterilizăm salonul 3, salonul 5, unde ținem noi foarte multe cazuri critice, fiindcă este mai mare ca și dimensiune. Iarăși, reușim să facem deseori aceste dezinfecții ale saloanelor fără pacient, adică salonul 24 de ore să stea închis cu ultraviolete, cu lampă de ultraviolete, cu dezinfectanți, conform normelor, de altfel, exact, normelor de igienă și de dezinfecție naționale. Și suntem aici la nivel european, putem să spunem lucrul ăsta? Din punctul ăsta de vedere, da. Suntem. Dar, v-am spus, și atunci se vede faptul că noi, cred că noi săptămânal, 1-2 saloane sunt sterilizate așa, fără pacient, într-o clinică universitară, chiar la Timișoara, unde este mare minune dacă intră medicul cu unul sau două locuri libere în gardă, care de multe ori ne sună și ne întreabă, au venit pacient, nu puteți voi să preluați pacient că este de pe lângă Lugoj, să vi-l trimitem înapoi.
sau să vi-l trimitem pacient internat inițial la Spitalul Județean, să vi-l trimitem că e din Lugoj și nu-i facem altceva decât îi faceți voi. Extra. Și de altfel așa și este. Nu-l puteți voi prelua, fiindcă secția e plină, în urgență așteaptă 3 sau 4 cazuri, nu de o oră, de 2 ore, de o zi, pe aparatul de respirație mecanică din unitatea primiri urgențe și mai este și întrezirea din postoperator, unde mai sunt aparate de ventilație mecanică, 1-2 pacienți. Deci așa se vorbește într-o clinică universitară privind numărul de locuri. Și atunci când să mai poată să își permită luxul de a ține 24 de ore un salon cu 2-3 paturi închis, fără să interneze. Și atunci care... nu trebuie să ne mire că și acolo procentul de astfel de infecții este mai mare. Este, pentru că, este nu, mai mare. Nu din vina lor, ci din vina faptului că nu poți. Se lucrează nu mai poți mult. Să dea afară pacienții. Exact, exact. Nu se pot da afară pacienții, dar ai nevoie veșnic de acele locuri. Tu trebuie veșnic să le ocupi. Ai deci nevoie. Aici avem o șansă noi. Da, avem o șansă că tot timpul și se vede pe antibiograme extrem, extrem de rar vedem, de exemplu, o antibiogramă care să fie rezistent chiar la tot. Și, în general, măcar avem un antibiotic, două antibiotice pe care le putem administra și pacientul să fie sensibil. Nu avem, chiar și când mai avem infecții nozocomiale, nu avem infecții nozocomiale înfiorătoare cum sunt la spitalele universitare. Sigur. Deja ele sunt dezbătute, răz dezbătute și de presă și de oameni Absolut. Care cunosc subiectul și de oameni care nu cunosc Absolut. Subiectul. Dar eu am mai spus-o aici, ca să înțeleagă toată lumea. În mari clinici și spitale din toată lumea asta sunt astfel de infecții. Adică sunt, să nu creadă că cineva scapă. Bineînțeles. Pentru că tocmai datorită activității se întâmplă. Numai că la noi sunt mai multe. Da. Și acum și din lipsa unor dotări și a banilor, fiindcă degeaba, știți, aici sunt mai multe, cred că am putea o emisiune întreagă să o realizăm pe partea asta de infecții nozocomiale. Degeaba acum cu surle și trâmbițe se vorbește despre realizarea a 3 spitale regionale la Cluj, Iași și Craiova, plus București, Spitalul Metropolitan Republican și care se dorește a fi la București. Foarte bine, foarte bine că se realizează, sim. Dar dacă nu se rezolvă tot sistemul pe de-a întregul, acele spitale care sunt convins că vor arăta extraordinar, la început, normal, că vor arăta tot ce-i nou arată bine la început. Vor arăta extraordinar, poate se vor și menține, că acolo se va face curat. Da, e mai ușor să menții decât să te apuci. Da, să... deci poate se vor și menține, dar în frumusețea aceea de spital vom găsi în scurt timp infecții nozocomiale înfiorătoare. Și vă zic de ce, fiindcă pacienții și starea generală a populației, susceptibilitatea este aceeași, acolo vor merge toate cazurile, da, la spitalul din Cluj, va merge și de la Alba Iulia, și de la Turda, și așa de la Baia Mare, și de, Baia Mare și de am dat acum orașele, și acolo nu au condițiile spitalului toate infecțiile, toate, dacă nu le au pe ale lor proprii, le vor importa din exterior. Așa este. Iar un spital unde sunt pereți căzuți, unde sunt oricât ai face, oricât ai urma ad literam și se urmează ad literam, Absolut. Graficul de dezinfecție, spălări pe jos, fiindcă, vă zic, vine asistenta șef în primul rând și tu nu trebuia să speli. Deci nu cred, eu nu știu să se fi întâmplat să trebuiască asistenta șefă, eu nu țin minte, să certe infirmiera că nu a spălat pe jos. Deci există responsabilitate. Fiindcă nu se întâmplă așa ceva. Corect, adică infirmiera sau femeia de serviciu nu așteaptă să fie certată. Ea știe că la ora de... Sau dacă se întârzie jumătate de oră, fiindcă poate a intervenit o urgență și avem nevoie de încă un și om de infirmieră, să sigur. Ridice corect, să, și atunci poate nu spală la să curețe două ceva, ora 12 exact. Fix și o face la 12 jumate dintr-un motiv foarte, foarte clar pe care îl știe și asistenta șefă. Și dar nu zice, da. Bă, astăzi nu mai dau, că nu... Nu se întâmplă așa ceva. Astăzi lasă că e curat sau nu a fost... ăsta nu sunt urme de picioare, lasă că nu mai... Nu există. Se spală în continuare. Dar dacă ai consum de antibiotice irresponsabil... Consum de antibiotice date aiurea, fiindcă și aici există ghiduri foarte clare care de multe ori nu se pot respecta. Adică dacă mie îmi spune că pentru o pneumonie comunitară trebuie să administrez în primă fază levofloxacin
sau piperacilină tazobactam, sunt antibiotice un pic mai scumpe, dar vine lipsă farmacie. Și atunci ce fac? Lasă, îi dau și alt antibiotic pe care l-am. Așa merge în spitalul românesc, din păcate. Și atunci nu e de mirare că apar rezistențe, încă se utilizează ampicilina, pe care în ziua de astăzi, în afară de infecții dentare și poate infecții ocolecistită, exact, nu prea își mai are sensul. Ne uităm pe antibiograme și tot spun și altor colegi, uitați-vă că nu mai vedem, atât de rar mai vezi o antibiogramă și un germene sensibil la ampicilină. Și atunci, dar de multe ori te trezești că este singurul sau avem un număr limitat de antibiotice, care nu este exact cel mai bun antibiotic. Da, poate să fie bun, ar putea să fie bun, dar cel din ghid cu siguranță e mai bun. Dar cel din ghid nu l-avem disponibil. Și atunci las că merge și așa. În stilul nostru, da. Da, și nu este vina medicului. Da, el are de făcut. Ori nu-i dau niciun antibiotic și aștept să moară prin infecție și șoc septic, ori hai să vedem cu ce avem. Da, nu s-au reglementat încă lucrurile acestea? Mai aveți astfel de probleme? Nu s-au reglementat. S-au reglementat numai pentru secțiile de terapie intensivă prin programul național, prin acțiunea prioritară. Am înțeles că este un program național special pentru aceste Prin acțiunea prioritară ATI, noi secțiile de terapie intensivă, să spunem, nu mai avem aceste probleme. În majoritatea perioada anului, dar și noi avem o mică perioadă când nu mai avem buget și așteptăm, suntem o lună, două, trei luni, uneori depinde când vin banii de repede. Și acum chiar suntem în acea perioadă în care am terminat bugetul și până vine bugetul pe anul 2018. Dar v-am zis, la noi este o mică perioadă de timp, dar în restul spitalelor și în restul secțiilor de spital în general se confruntă, fiindcă antibioticul levofloxacin este, dar este pe programul național ATI, este în inventarul programului național. Tu, secție, dar nici farmacistul nu ți le liberează. Tu nu ai ce să te atingi de programul național, acel numai medicul ATI cu pacient internat pe secția adică ATI. Pentru cazurile din ATI. Și pentru cazurile din ATI, cazuri critice. Ele sunt destinate doar cazurilor critice, se decontează pe pacient critic cu diagnostice de pacient critic, fiindcă vor veni inspecții, vor veni controle și atunci vor veni... Da, tocmai ca să elimine situația în care tu dai la orice pacient acolo atunci, care ar putea și cu un alt antibiotic să rezolve treaba. Sau, cât de cât. Ar trebui să zicem și pacientul din altă secție să poată să beneficieze. Așa dacă ar fi ideal. Hotărăște doctorul. Așa ar fi ideal, da. Dar partea proastă că doar secția ATI are pe acțiunea prioritară tot felul de antibiotice bune, ca să le zicem așa. Știți ce întrebarea mea? Cine oprește farmacia spitalului când face achizițiile să achiziționeze, să aibă și în afara acestui... Starea financiară a spitalului. Starea financiară a spitalului, care nu vorbesc de spitalul Lugoj, vorbesc despre 90%, peste 90% din spitalele românești care nu-și permite să cumpere. Se scaldă în datorii, sunt amenințați cu blocarea conturilor, sunt blocați, deci așa despre, de aici pornim discuția despre sistemul nostru al rețelei de spitale. Am înțeles. Deci de aici pornim. Și atunci toată lumea sare în capul directorului. Că așa îi se pare că directorul este vin. Păi știți directorul... cum e ca și la primărie, cum dacă face unul mizerie în oraș și devine primarul, că el a făcut mizerie și că noi... Deci acolo, tot directorul nu a fost în stare să achiziționeze medicament, un antibioticul X sau... Nimeni, domnule, dar poate că n-a putut, poate că n-a avut bani, poate că nu... Directorul oricărui spital, în general, v-am zis, peste 90% din cazuri, trebuie să țină pe linia de plutire o sărăcie. Deci el administrează o sărăcie. Și care există la aproape toate secțiile spitalului. Aici bineînțeles. Nu numai la o secție. De aceea, faptul că există această acțiune prioritară și faptul că noi, Spitalul Lugoj, datorită dotărilor care cum le-am adus, mai din sponsorizări, mai organizat un spectacol, mai din spectacole, de multe ori au fost și criticate acele spectacole, dar așa cum am reușit, să aducem o dotare în spital încât să fim eligibili de a intra în acest program ATI, fiindcă programul ATI, el se adresează secțiilor de ATI, dar
în primul rând îți cere ce dotări ai, adică ce ATI faci tu în primul rând ca să-mi demonstrezi. N-ai nimica, dar vrei să faci ATI. Da, tu vrei să faci ATI sau ai un ventilator și două monitoare și tu spui că faci ATI și vrei ca eu, minister, să bag bani în tine. Să bag bani în tine. Atunci zic, da, e corect. Da. Corect. Și atunci noi am demonstrat că facem ATI, că avem deja o dotare minimă pentru a intra corect în program, dotare care în timp s-a dezvoltat, s-a îmbunătățit. Și cum ați spus, acum sunteți chiar la nivel în care puteți să rezolvați probleme. Multe, multe probleme putem să rezolvăm. Facem, acum spre mândria noastră, facem proceduri de hemofiltrare și hemodiafiltrare înainte, nici spitalele universitare. Așa până e, acum așa niște e ani nu o făceau, așa datorită faptul că erau scumpe. Kitul, un kit de hemofiltrare costă 2000 de lei plus soluțiile, o tură de hemofiltrare este 4000 de lei, 1000 de euro. 1000 de euro. O tură de hemofiltrare în cazul în care per pacient Casa Națională de Asigurări plătește undeva la 1500 de lei pe pacient. Atunci spitalul nici nu se putea, că intra în faliment dacă făcea hemodiafiltrare un spital universitar. Deci acum vedem de unde apare această sărăcie. Dar domnul doctor, știți ce întrebare se pune? Că e chestia foarte clară cum ne-ați explicat dumneavoastră. Cei care acoperă aceste cheltuieli, respectiv Casa de Asigurări de Sănătate, da? Acolo ce sunt? Sudori, lăcătuși? Adică ei nu pot să calculeze, mă, cât mă costă o astfel de intervenție? Costă 1000 de euro, da? Păi plătesc 1000 de euro dacă costă 1000 de euro. Nu pot să plătesc 300 de euro și ea costă 1000 de euro. Că n-are cum omul să facă lucrarea. Logic, așa este. Deci, dar în România, încă ceva, ca să zicem, administrarea unui spital bate orice raționament de management. Și atunci, iarăși, apăr. Nici o lege a managementului nu e valabilă. Nu este valabilă și aici iarăși îi apăr pe managerii de spital care vor să facă treabă. Deci aici că sunt și manageri de spital care... Corect, sunt delăsători, nu interesează. Da, delăsători și așa. Și acum, managerul Ervin Floron vrea să facă treabă. Păi se și vede. Și aici deci vorbim despre managerii care vor să facă treabă. Ei sunt puși în fața unui fapt care bate orice raționament de management. Exact cum am zis. Nu sunt, sunt medici economiști la Casa de Asigurări. Ideea este și de la Casa de Asigurări să-ți negociezi contractul. Contractul de multe ori ți este băgat cu pumnul în gură. Deci nu trebuie ascuns. Adică negociere mai puțin. Dacă vrei așa, bine, dacă nu. Bine, dacă nu. Și te trezești că luni de zile ești răgănat, tu nu mai ai bani, nu mai ai finanțare. Ori accepți acel pumn în gură pe care, să zicem, poate mai reușești să-l negociezi, poate reușește, dar oricum banii sunt puțini și la Casa de Asigurări, și aici voiam să ajung, banii sunt puțini față de necesități, fiindcă aici nu vorbim mai de spitale, vorbim știți ce este interesant, de medici doctor, de familie. Absolut, vorbim, dar știți ce este interesant? Că an de an, dacă am făcut un calcul și am văzut, bugetele Casei Naționale de Asigurări și implicit a caselor județene au crescut fabulos. Deci am ajuns la miliarde de euro să cheltuim în sistemul sanitar și banii tot nu sunt destui. Deci înseamnă că undeva este o problemă în sistem. Sunt niște scurgeri undeva aici, care nu pot fi oprite și care nu intră foarte, în sistem. Foarte adevărat. Odată vorbim și dacă ne uităm și pe rețelele de socializare, apar diferite articole și ies la iveală, uitați că ies la iveală fraude de zeci de milioane de euro. Și asta așa este doar, chiar asta dacă este, tot băgăm noi bani acolo, da, dar pușculița e undeva spartă, este, păi degeaba băgăm noi tot mai mulți asta bani. Asta este pe de o parte. Deci asta este o parte a problemei. Frauda din sistemul sanitar este o parte a problemei, una importantă de altfel. Pe de altă parte există și aici este o problemă personală, nu știu, problemă sau o privire personală asupra sistemului. Fiindcă avem 400 sau în general de 400 de spitale în România, dintre care efectiv să lucreze la orice oră din zi și din noapte sunt în jur de 100-120. Nu trebuie cifra 120 versus 400, adică 200 și ceva de spitale,
Da? Nu au rațiunea de a exista. Nu au rațiunea de a exista. Și aici vorbim despre spitale orășenești care la ora 7 seara, nu trebuie să fie 3 noaptea, la ora acum nu au posibilitatea să facă o cezariană în urgență. Nu au posibilitatea să opereze o perforație. Care sunt cauzele? Nu. Fiindcă sunt spitale prea mici, cu adresabilitate foarte mică, foarte mică, bine, și numărul de paturi este mic, dar ținem un spital, ținem un spital cu adresabilitate de 2-3 mii, 4 mii de internări, care este puțin pentru un spital, și care nu reușește, practic rezolvă doar cazuri cronice, doar cazuri care ușoare. Care ar putea fi rezolvate într-un ambulator, la o policlinică. Sau să spunem, multe dintre ele da, deci multe dintre ele da. Pe de altă parte avem și o problemă a medicinei primare, care nu poate, datorită faptului că nu poate supraveghea unele cazuri ieșite din, externate din spital. Ca să vă fac, să vă dau un exemplu. Lucrând foarte mult în străinătate, la noi un pacient cu proteză de șold rămâne cel puțin o săptămână internat în spital, dar și două săptămâni, datorită faptului că nimeni nu-l pansează când el iasă din spital, nimeni nu-l vede, tot ortopedul trebuie să-l vadă, sunt de pe la sate, nu vin nici l-ar vin, atunci mai bine îl ții 10 zile în spital și măcar știi când l-ai externat, când l-ai rezolvat. L-ai rezolvat și îl mai chem o dată sau maxim corect, de două ori la control și e bine. Pe când în Italia și Anglia, țări unde am lucrat ca și medic anestezist, media de spitalizare pentru un pacient cu proteză de șold, 3 zile, nu, 2-3 zile, după care mergea la un centru de recuperare. Adică intra în activitate instituția care trebuia să aibă grijă de el până îl punea pe picioare. De recuperare, da. Și am zis, acum, probabil că în prespital sau în medicina primară, în continuare se îngrijesc de el. Nu știu exact cum funcționează aceste lucruri, dar se pot afla foarte ușor. Dar ideea că el în spital stă 3 zile și atunci rulajul este foarte mare, este mult de lucru. Ideea e ca un spital să lucreze. Noi avem de lucru o perioadă de, după care este paralizată. E liniște, da. Da, domn doctor, da. Vedeți? Unele lucruri sunt ocupate, altele așa lucruri e. Sunt liniștite. Dar știți liniștite? Cum atunci se pune o întrebare foarte grea, zic, foarte grea. Păi, soluția ar fi atunci să închidem spitale? Vedeți, este știți cum? Partea cealaltă a monezii. Atunci închidem spitale. Dar atunci ajungem în situația în care, uite bă, ăștia au venit și au închis spitale, alții au construit acum, spitale, ăștia închid spitale. Acum, ideea este, ideea care, sau cum văd eu adică lucrurile. Cum putem să mediem puțin treaba asta? Bineînțeles că totul trebuie să aibă, de aceea vorbim, fiindcă actualul sistem, el datează de prin anii 50. Așa este. Ultimele spitale s-au construit prin anii 70. Corect. Aici în zonă, județean Timișoara, așa este. Spitalul din Caransebeș, sunt și cam de aceea structură da. Compactă exact. Și anii 70, deci vorbim dinainte de a mă fi născut eu, spitale deja de 50 de ani, ultimul spital de stat construit acum 50 de ani. Și atunci este acel sistem comunist care, degeaba, nici eu, că nu este ideea mea, nu este nici ideea managerului, nici a primarului, nici a unui spital care trebuie să fie pe plus financiar, eficient financiar. Vorbim despre spitale eficient financiar. Da, în toată lumea este în chestia toată asta. Lumea este. Dar, domn doctor, asta. Eu vă spun ceva. Eu am părerea mea aici și am spus-o întotdeauna în emisiune și vreau să o repet încă o dată. Când e vorba de sănătatea omului, sincer, nu mă mai interesează banii. Foarte adevărat. Foarte, foarte adevărat, dar adică dacă să ajungem, și soluția. Dacă ajungem să eficientizăm actul medical, după părerea mea ar fi o greșeală dusă la extrem. Dom'le, trebuie 1 milion de euro băgați să salvăm viața asta? O viață este incomensurabilă, da. Nu poate fi plătită. Nu poate fi, să spunem, cât face viața lui Gangan Marius? Păi cam 100.000 de euro, mai mult nu dăm că nu merită. Păi nu e așa, nu, da. Nu se poate. Dar acum să venim cu soluțiile. Așa e. Deci acum să venim cu soluțiile. Eu am identificat în prima parte, am identificat problemele. Corect. De ce nu sunt bani în sistem? Corect. Am identificat problemele. Corect. Fiindcă, exact cum spuneam, și în Germania, Franța, Italia, Anglia, putem luăm toată Europa, de toate țările civilizate, ele merg pe același principiu de spital eficient. Așa este. Așa este. Dar la ei, uitați, cum arată un spital, în primul, cum arată un spital și ce se face în spital. Da.
Acum, soluțiile care ar fi de reformă a sistemului sanitar. Știți cum toată lumea, și aici ați vorbit, în cadrul reformei ar urma și închideri de spitale. Toată lumea zice, da, aruncă așa cu pumnul în sus, vrem reformă, dar mie să nu mi se aplice. Exact, așa este noi românii. Da, mie să nu mi se aplice. Da. Adică domne, să vină legea să oprească, să n-am voie să trec pe acolo, dar nu, eu dacă pot să trec, să trec. El totuși, da, să le se aplice tuturor celorlalți, dar nu și mie. Da, așa. Vrem reformă, dar să nu se... Și atunci, există posibilitatea de a face această reformă cu cap. Se vor închide aceste spitale, dar cu harta în mână, deci ne uităm, cu harta în mână, să vedem câte spitale ar trebui pe fiecare județ să existe, să rămână, încât să fie eficient, încât acelea să lucreze. Și să poată beneficia și cei de acolo din județul ăla, adică nu să duc la 200 de kilometri de ceva. Și atunci, cu harta în mână, noi avem aici în jur Făgetul, este 3 la 30, mai sunt în, să nu fie mai mult de 3 sfert de oră, o oră, corect, până să ajungem la spital. Corect. Mai bine, în loc să ții un spital, mai bine ții 3-4 ambulanțe cu dotate, medici, cu dotate și care să-ți aducă, care de exemplu, viață la spitalul din Lugoș, dar pe care, cele care rămân, cu harta în mână, și atunci, de exemplu, la județul Timiș, ar fi Lugoșul, la 60 de kilometri este Timișoara și ar mai fi, de exemplu, Sân Nicolau, care, uitați, este un spital orășenesc, dar trebuie întărit. Lugoșul este un spital municipal, așa, nici Făgetul nu rezolvă mare lucru, așa, nici Lugoșul ajunge să nu rezolve mare lucru. Și atunci, lăsăm 3 spitale în județ plasate încât să ajungi la fiecare spital, corect, cu medicina primară, să fie multe centre de permanență. Avem și în Făget, și în Deta, și în Jimbolia, să fie centre de permanență. Sunt bine plătite. Așa e. Sunt bine plătite. Dar știți, domn doctor, pot rezolva. Centrele astea de permanență, care n-a fost o idee rea, eu zic că a fost o idee bună, exact cum spuneți și dumneavoastră. Dar le avem în Lugoj și dacă întrebăm 10 persoane în Lugoj, domne, știți unde aveți un centru de permanență ca să nu mergeți la spital pentru aia? Nu știu nici, din 10 nici unul nu știe. Nu, dar atunci vor ști. Când nu vor mai avea spital în localitate, atunci vor ști. Așa, ar și centru de permanență poate rezolva. Poate rezolva multe, poate rezolva lucruri, multe lucruri. Este medic de gard acolo. Deci, dar pe de altă parte ne lovim de altă chestiune, domnul doctor. Și trebuie să încheiem, îmi pare rău, dar vă promit că o să facem o emisiune, că îmi place cum gândiți și cum aveți și sistemul în cap. Vreau să discutăm într-o emisiune special cum vedem și cum ar trebui să funcționeze sistemul. Pe de altă parte, dacă s-ar întâmpla ceea ce spuneți, că să mergem doar pe centrele astea și care ar rezolva o bună parte din cazuistica care există, dacă centru de permanență n-ar mai intra în spital, n-ar mai ocupa spitalul cu lucrurile astea, dar atunci am venit pe partea cealaltă și am observat că ocuparea spitalului nu mai este aceea care a fost. Ba da. Că nu mai sunt destule cazuri care să vină și vine și ne întreabă cei de la minister și cei de la casă. Bă, frate, păi tu mi-ai zis că ai nevoie de bani, eu ți-am dat la nivelul ăla, dar tu văd că nici jumătate din cât ai spus că n-ai. Nu. Nu-i chiar așa și vă zic de ce. Fiindcă asta voiam să termin, nu am terminat încă ce aveam de zis, exact, cum văd eu planul de organizare. Da, pe de altă parte, ele vor rezolva cazurile care oricum nu justifica ospitalizare. Noi închidem, să zic, spitalul din Jimbolia, spitalul din Făge, mă refer la noi, la nivel de județ. Închidem alte spitale la nivel de alte județe, dar vor rămâne acele 3 spitale pe care atunci acelea care rămân trebuie, poate chiar și un împrumut, dotăm ca lumea, chiar un împrumut și oameni de la, exact, chiar un împrumut de la organismele internaționale, 2, 3 miliarde, 4 miliarde, eventual le facem Boboc, exact, le dotăm și nu așa, cu spitalul Lugoș, da, dacă rămâne, corect, cu linia de gardă, toate aceste 100 și ceva câte ar trebui să rămână, 20, 30, 40, cu linie de gardă, de terapie intensivă, cu tomograf, cu linie de gardă, în afară de cele clasice, chirurgie, neurologie, exact, medicină internă, obstetrică, ginecologie și pediatrie, corect, cu linie de gardă, pe neurologie, exact, pe ortopedie, pe laborator, corect, 24, radiologie, 24 exact de ore. Deci, așa deja punem problema. Da. Și atunci, vedeți un spital Lugoș cu atâtea linii de gardă, pacientul când ajunge aici, a ajuns la spital.
Știm că a ajuns la spital. Poate fi liniștit că are parte de tot ce înseamnă. Numai dacă este pacient de neurochirurgie, eu îl mai trimit la Timișoara. Corect. Și atunci salvarea într-o oră mi-ajunge la spital. Nu mi-ajunge la Făget, care nu-l poate rezolva. Da, Lugojul îi între, poate îl rezolvă, poate nu. Și atunci numai Timișoara, toată lumea la Timișoara, de pe nu știu câte județe. Eficientizăm rețeaua de spitale. Da. De acum, cazuri pe care înainte nu le puteam, fiindcă nu aveam neurolog, vine un accident cerebral. Noi lucrăm aici la Lugoj, avem, uitați, și medic ATI în gardă, avem, dar nu ai neurolog de gardă, nu ai tomograf în spital. Așa e. Și posibilitate. Nu e mare lucru să pui un... Și atunci să iei o decizie. Eu știu că sunt pățit. Da. Deci pentru mine a trebuit să chemăm de acasă. Am avut noroc că aia a fost acasă și a fost doamna doctor Șerpe foarte drăguț, a venit într-un timp foarte rapid. Dumnezeu, și s-a rezolvat. Tot timpul vine și mult. Dar asta nu este o soluție, exact cum ați spus. Nu este o soluție. Nu este o soluție, adică soluție să hântuiești un om, exact. Că și omul ăla are viața lui. Așa este. Vine odată așa de dor, de 5 ori, dar așa nu poți să ai pretenția non-stop. Corect. Zi, trebuie să existe acolo linia respectivă care să asigure tot ce și trebuie. Și atunci, neurologia, am dat un exemplu. Și atunci, dacă avem spitale încât în 3 sfert de oră să ajungi la un spital din acesta, măcar știi, am ajuns la spital, sunt tratat, mi se pun diagnostice, nu trebuie să ajung la 3 spitale până unul care să fie în sfârșit da, eficient. Da, asta e înfiorător când auzim pe posturi. Păi ce am făcut? L-am mai trimis la unul. Ăla de acolo a zis, domnule, n-am capacitate, mai mergeți încă o dată. Adică chiar e o bătaie de joc eficientizăm, în sensul acesta, fiindcă toate spitalele, restul, toate astea municipale nu lucrau sau lucrau puțin și trimiteau către la județean și atunci 30 de spitale erau supraaglomerate, nu mai știau cum să facă față, restul spitalelor nedotate, lăsate în paragină. Așa. Și dar consumatoare de bani și alea. Dar consumatoare de bani, exact. Aici e problema. Și atunci trebuie o reformă, nu este drăguț să închizi spitale, nu este drăguț, ca și partid politic îți pierzi Așa e, foarte multe voturi pe și știți aceasta? Cum mai vine și presa, că eu mă asum și mai țipă. Uite, domnule, ce ai făcut, ai închis spitalul, oamenii aia de aici trebuie să se ducă la 60 de kilometri. Da, să duc, pentru că asta e situația dacă vrem să eficientizăm sistemul și dacă vrem să funcționeze. Fiindcă dacă nu vor fi 30 de spitale pe țară, supraaglomerate, și restul nu va lucra nimeni nimic. Exact, trebuie să încheiem, domnul doctor. Eu vă mulțumesc tare mult pentru faptul că ați răspuns invitației cu toată mele plăcerea. Și vă promit că o să avem un subiect legat de reforma în sănătate, împreună o să-l discutăm, pentru că iată, apar tot felul de lucruri și dacă poate se va întâmpla să ajungă cumva ministrul sănătății pe aici, pe la noi, pe la Lugoj, multe din aceste idei să știți că am să discut cu doamna ministru. Și am să spun că vin de la oameni care sunt specialiști, care își doresc ca sistemul să funcționeze firesc și normal, așa cum se poate în alte țări, se poate și la noi, eu sunt convins și vă spun cinstit, eu am mare încredere în actualul ministru al sănătății, nu-l cunosc personal, dar din ce m-am informat, am înțeles că acolo unde și-a desfășurat activitatea a făcut o treabă foarte bună. Adică spun colegii dânsei de acolo că a făcut funcționează un spital în Baia Mare foarte bine. Și foarte important, din punctul meu de vedere, într-un minut, că trebuie să este un om, chiar dacă nu este medic, dar este un om, un conducător de spital județean, nu universitar, pentru care orice depășește o problemă, ce depășește universitatea și sistemul universitar, nu mai prezintă importanță. Importanță și interes. A fost un om din teritoriu, adică nu a condus un spital universitar. S-a lovit de toate problemele și a trebuit să le rezolve. De medicul ăla care a venit cu referat, n-are aia. Nu putea să-i spună, n-am bani, domnul doctor, n-am bani. S-a lovit de personal, s-a lovit de nefinanțare, de subfinanțare. Corect. Și atunci contează. Contează să știe lucrurile acestea. Corect. Domnul doctor, mulțumesc tare mult încă o dată cu toată plăcerea. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că ne-ați păsuit, să spun, cu răbdarea dumneavoastră, dar sper că ați înțeles multe din lucrurile importante. Ați înțeles și cam cum stăm cu gripa și cu vaccinarea. O să ne mai întâlnim la astfel de emisiuni, pentru că eu cred că este foarte important. După cum observați, și eu sunt puțin răgușit. Asta este viața. Sper să n-am o gripă de asta cu tulpină, nu știu de care, dar sunt conștient că dacă, Doamne ferește, am vreo problemă, mă duc cu sufletul deschis la Spitalul Municipal și știu că, așa cum domnul doctor își face datoria cu mult profesionalism, toți cei de acolo vor face tot ce trebuie ca să mă facă bine.
Doamne ajută, sper să nu fie nevoie să ne reîntâlnim și la următoarea emisiune în fața micilor ecrane. O seară frumoasă tuturor!